Bună ziua! Astăzi sunt foarte fericită pentru că sărbătorim 100 de abonați și vom sărbători prin a vizita Muzeul Omului de la Ploiești. Ok, asta este foarte interesant. Mai țineți minte când am vorbit despre celulă? Ei bine, uitați aici o celulă. Membrană plasmatică care o înconjoară. Aici e tăiată la mijloc ca noi să putem vedea. Apoi, toată asta de aici este citoplasma, în care stau organitele comune, cum ar fi, uitați. Tot ce am vorbit. Uitați mitocondria, care este uzina de energie, care produce energie ATP pentru noi. Și multe alte organite, uitați, reticul endoplasmatic este cu 6. Și cel mai important, creierul celulei, este nucleul. Uitați-l aici. Are și el citoplasma lui, care o plasmă, adică are și el membrana lui, învelișului, și în interior, la numărul 3, conține chiar și unul sau mai mulți nucleoli. Uitați ceva foarte interesant, și anume creierul. Doar o emisferă. Ok, chestiile de aici sunt foarte interesante. Uitați, o porțiune din măduvă. Chiar zona lombară. Fix ce vorbeam noi. Și uitați aici o secțiune transversală a măduvei și fix cum vedem. Materia cenușie, care e cam fluturaș la interior, și materia albă, care este la exterior, nervii spinali. Uitați aici cum măduva se așează în coloana vertebrală și prin orificiile fiecărei vertebre. Și uitați, măduva e cu galben, uitați cum iese și pe stânga și pe dreapta iese un nerv. Și de asta, nu uitați, pentru examenul de anul viitor avem 31 de perechi de nervi spinali. Deci, uitați, aici este tăiat corpul și putem vedea că el are organite și comune, dar și specifice. Care erau cele specifice? Neurofibrilele și corpii nisel sau tigroizi. Și din acest corp, sau pericarion, care are și el nucleul lui, îl vedem cu albastru, are și el membrana lui, citoplasma lui, vin dendritele astea cu albastru și apoi începe axonul, care putem vedea că este acoperit de această teacă de mielină. Ok, și apoi vedem analizatorul vizual, avem aici retina cu celulele cu conuri și bastonașe, pielea cu straturile ei, epiderm, derm și hipoderm, care are aici niște terminații nervoase, are țesut adipos, adică de grăsime, are firele de păr, are nervi, are vase de sânge. Analizatorul vestibulo-cohlear, care în urechi ne ajută și cu echilibru, dar și cu auzul. Mai avem limba, analizatorul gustativ, tot așa cu papilele ei, le putem vedea aici. Ok, avem apoi glandele endocrine, care sunt endocrine pentru că produc hormoni care se eliberează în sânge. Și avem toate aceste glande, avem tiroida aici care este la gât, pancreasul, acolo este podcoava duodenală, adică ce înseamnă? Acolo bucățica aia cu roz este duodenă, adică parte din intestinul subțire.
Ce mai avem? Mai avem gonadele, care sunt și ele parte din sistemul endocrin și una dintre gonade este chiar testiculul pe care putem vedea aici real. Desigur că pentru un timp, altă glandă endocrină temporară este placenta, adică uitați aici, reală cu un micuț făt care este legat de această placentă, prin care acest făt comunică cu mama și își transmit oxigen, mâncare, tot felul. De această placentă este legat prin cordon umbilical fătul și uitați cât de interesant este și este real. Desigur că mai avem glandele suprarenale, adică deasupra rinichilor. Ok, aici putem vedea sistemul digestiv, adică care era format din tubul digestiv, adică tubul per se prin care circulă mâncarea și glandele anexe. Și vedem că începe în cavitatea bucală, avem glande anexe, glandele salivare, după continuă cu faringe, esofag, ajunge până în stomac și uitați, vedeți acolo în spate, că în spate de tot e cu roz așa, ăla este duodenul, adică începe intestinul subțire, care e ăsta cu roz de aici, apoi intestinul gros și anus, la revedere mâncare. Mai avem și ficatul, care produce bila, pancreasul ăla micuț acolo, care e cu nouă și seamănă ca o frunzuliță. Foarte interesant. Uitați, ficat, asta este o bucățică din ficat. Și ce vedem aici tăiat așa golul ăsta? Eu arăt altundeva. Este vezica biliară. Deci vedeți, practic, un sac care ține bila în perioadele interdigestive. Uitați și aici, un intestin subțire. O inimioară de copil. Foarte interesant. Ok, trecem la sistemul respirator, tot așa fix ce am vorbit noi. Uitați, uitați acinul pulmonar, care am zis noi că este unitatea morfo-funcțională de bază. Bine, asta este o parte mai mare, dar dacă ne uităm mai mic, vedeți acești săculeți, care fiecare, acești săculeți care arată ca un ciorchine, sunt făcuți fiecare din alveole. Aceste biluțe, fiecare. Și dacă le tăiem, așa vedem ductul alveolar, adică cum intră aerul pe unde călătorește prin aceste ducte, prin aceste canale. Vedem desigur că acinul este înconjurat de vase de sânge, adică de membrana alveolo-capilară, adică cele mai micuțe vase de sânge sunt capilarele și ele înconjoară alveolele ca să se facă schimbul de gaze, adică eu inspir niște oxigen, îl mut în sânge să-l duc la tot corpul și de la corp aduc gunoiul de dioxid de carbon pe care tot așa îl schimb aici ca eu să pot să-l expir. Și uitați și aici, cu albastru jos, avem trahea. Vedeți cum ea se împarte în două bronhi, care mai departe se împart și mai mult, și mai mult, și mai mult în plămâni. Și ce putem vedea jos? Un muș despre care am vorbit cel mai mult, și anume diafragma. Muș în formă de cupolă, care este un mușchi respirator. Adică în inspir și expir, el se contractă și se relaxează pentru a facilita mișcările astea de umplere și, cum să spun, dezumplere a plămânilor. Foarte interesant. Uitați o trahee reală și uitați cum ea, bine, acum nu este întinsă, dar uitați cum ea se împarte în două bronhii principale. Foarte interesant. A, da, și uitați lungimea, este 10-12 cm, cum am văzut noi foarte des în grile. Ce mai avem aici? Wow, asta este foarte interesant. Plămân respirat de copil nou născut și uitați un plămân nerespirat. Sistemul excretor, adică urinar, și vedem aici acei doi rinichi. Vedem toate chestiile despre care am vorbit noi, calice, bazinet și așa mai departe. Uitați un model al nefronului cu toate tuburile lui. Cu roz este capsula Bowman, fix despre ce am vorbit noi, și cu, vedeți, toate aceste vase de sânge care înconjoară, este rețeaua peritubulară,
despre care noi am vorbit foarte mult, care tot așa va lua tot felul de substanțe ca să formeze într-un final urina finală. Uitați glomerulul renal, vedeți arteriola aferentă care intră, se mănunchează să formeze acest glomerul din capsula Bowman și apoi prin arteriola eferentă sângele se duce pe treaba lui. Uitați aparatul urinar. Uitați cei doi rinichi care cu cele două uretere ajung la vezică și de la vezică uretra va afară. Trecem la aparatul reproducător. Aici vedem aparatul feminin, uitați un uter și uitați, dacă vă uitați foarte aproape, veți vedea că această femeie a fost gravidă. Foarte interesant, uitați un făt atât de micuț, este foarte interesant. Aici și aparatul genital masculin, fix ce ziceam, vedem prostata acolo cu maroul ăla, mai sus este vezica urinară, toate ies prin uretră, prin penis și avem și testiculul care vedeți, canalul ependimar care se continuă cu vasul diferit și așa mai departe, nu știu dacă se vede cum arăt eu, dar este practic acel tub care vine din testicul, el se va înconjura așa până să ajungă la să dea afară fie urină, fie sperma. Uitați și ovarul în desenul ăsta, fix ce ziceam, în zona medulară a ovarului găsim vase de sânge și vase de circulație limfatică. Pe părți, adică pe partea corticală, vedem foliculele ovarine în diferite stadii de evoluție. Uitați, mai întâi e mic, primordial, tot crește, până devine terțial, se întâmplă ovulație, adică se sparge. Uitați ovocitul ăla care a ieșit și apoi va deveni corp galben până se va deveni țesut cicatricial. Și aici este o chestie foarte interesantă despre diferite malformații genetice care fac ca fătul să aibă diferite probleme. Sunt niște genii siamezi, adică sunt legați și uitați, e foarte interesant, împart ficatul. Uite, vine mai aproape. Au același ficat, este foarte interesant. Apoi, dacă vreți să ne uităm, sunt diferite boli pe care le putem vedea aici. Uter cu fibrom, tumoare la stomac, gastric. Litiază renală, adică vedeți pe ureter, ia uitați, este blocată de o pietricică micuță, dar aceste pietre la rinichi, dacă ați avut, știți că sunt extrem de dureroase. Ficat cu metastază, calcul biliari, tot la fel, ficat cu ciroză, arată foarte rău, după cum puteți vedea. Wow, asta este foarte interesant. Rinichi cu ureter dublu. Sunt patru uretere. Asta este super interesant. Această bucățică de plămân.
haideți să facem un test de evaluare, să ne evaluăm cunoștințele. Varianta expert, pentru că noi la școală fundem suntem experți. Vă întreb pe voi, ribozomul are rolul de a crea energie pentru celulă, de a crea proteine sau de a crea lipide? De a crea proteine. Mă țineți minte când am vorbit despre mitoză și spuneam că centrozomul este moașa celulei, adică el va ajuta cromozomul să se va ajuta nucleul să se dividă. Și în nucleu avem aceste secvențe de ADN. Vedeți? Ele conțin toate genele noastre, adică cum vor fi celulele noastre, ce culoare vom avea la ochi, cum va funcționa rinichiul, la ce boli suntem predispuși, totul, toate informațiile. Și el se desface în două ca să se facă exact identic, adică ca celulele care vor veni să fie exact la fel, deci se face o copie fidelă a ADN-ului nostru care se găsește în fiecare celulă. La mitoză vor ieși două celule fice, deci vedeți, dintr-una se copiază totul. Uitați cromozomii noștri, cum se pun aici, se desprind și avem o celulă exact la fel. Și desigur că avem nevoie de să ne refacem celulele exact la fel. Uitați, care credeți că e răspunsul la întrebarea asta? Sângele din vene are culoarea roșie, chiar dacă noi pe desene îl desenăm cu albastru, dar el este tot roșu, doar că nu este un roșu atât de aprins pentru că nu este atât de oxigenat. Ok, în acest video am vrut doar să vedem chestiile pe care noi le-am mai studiat, adică nu le-am mai recapitulat. Dar mi se pare super interesant și muzeul ăsta chiar este un muzeu foarte frumos și este potrivit și pentru adulți, dar și pentru copii. Este super interesant, chiar vă recomand să mergeți, chiar este distractiv și pentru copii. Au multe jocuri, sunt mai multe chestii aici, dar noi nu le-am arătat pe toate, le-am arătat doar ce am mai făcut noi pe canal pentru admitere. Și directorul muzeului chiar ne-a făcut un tour al muzeului înainte să filmăm și a fost foarte drăguță și chiar vă recomand să mergeți la muzeul ăsta, este foarte distractiv.